Autoritățile locale, dar și operatorul de salubritate Brandner SA, cel care asigură serviciile de dezăpezire, au anunțat că sunt pe deplin pregătiți în cazul unei ninsori abundente. Și cum se anunță zăpadă în următoarele zile, va fi ceva de lucru pe străzile municipiului și pe cele din suburbii. Suntem pregătiți în cazul în care în seara asta vor fi probleme, va ninge sau vor fi depuneri de polei. Avem atât din punct de vedere a utilajelor necesare, stoc, cât și din punct de vedere a materialelor antiderapante. Avem un stoc de 250 de tone de sare, undeva la 90 de metri cub de nisip, plus materialul pentru asfalt pentru a-l proteja. Spun eu că suntem pregătiți, iar în cazul în care va fi nevoie, vom interveni prompt. La nivelul comandamentului de iarnă constituit la primăria Turnul Severin, suntem pregătiți în sensul că avem 14 utilaje cu lamă, și din care 8 cu lamă și răspânditor și 6 doar lame, și o cantitate de 240 de tone de sare și 90 de tone de nisip. Adică materialul antiderapant, inclusiv utilajele, sunt arhi suficiente pentru a asigura un trafic în condiții de iarnă, bineînțeles, la nivelul municipiului. Autoritățile și-au luat măsuri preventive pentru a nu fi luate prin surprindere de o eventuală cădere masivă de zăpadă, iar traficul rutier în municipiu să nu fie afectat.